Salut și bine v-am găsit la un video un piculeț mai special, pentru că astăzi veți face cunoștință cu noua membra a familiei și anume Elsa, noua noastră pisicuță, o vedeți chiar aici. Hei, salut! Salut Elsa, ce faci? Da, nu uitați să apăsați acolo butonul și de like dacă vă place și dacă vreți să mai vedeți și alte episoade cu Elsa. Și deja s-a trezit și a început să mulingă deja pe deget. Așa face, e foarte pupăcioasă. Deci e foarte, foarte pupăcioasă. Și are 2 luni, pentru cei care vreți să știți mai multe informații despre ea. Ideea cu ea e că eu mi-am dorit dintotdeauna un Scottish Fold și n-am avut posibilitatea până acum să îmi iau unul, dar iată, Elsa este noua membra a familiei. E foarte obraznică de obicei. Acum e mai liniștită pentru că abia ce s-a trezit din somn. De obicei mai doarme aici pe mousepad la mine. Dar da, acum este pe modul liniștită, dar o să vedeți când e pe modul obraznică, să vedeți ce nebunii face. Da, deci după cum vedeți, e foarte somnoroasă. Dar începe să facă panorama. Deci uitați-vă la ea. Unde vrei, mai? Unde vrei tu să te duci? Ia zi tu mie unde vrei tu să te duci. Hm? Hai, spune repede. Spune la camera aici unde vrei tu să te duci. Ce treabă ai? Acum e pe modul de explorare, înțelegeți? Deci are mai multe moduri. Modul de explorare este modul în care ea pur și simplu se duce și să exploreze zona. După asta mai are un mod în care pur și simplu e foarte adormită, poți să faci tu ce vrei cu ea, cum vrei tu, n-are nicio treabă. După asta este modul de joacă în care nu te înțelegi cu ea, îi spui să facă ceva și face complet opusul, ca un copil mic. Bine, având 2 luni, vă dați și voi seama că este foarte curioasă și foarte obraznică. Dar tu ce faci acolo la mousepad-ul meu? Alo? Alo? Ce faci acolo? Uite, dragă de ea, drăguța de ea. Am postat o grămadă de poze pe Instagram, dacă vreți să vedeți și la mine și la pisica pe canal, pe Instagram, puteți să vedeți poze cu Elsa. Bineînțeles că foarte mulți oameni au vrut să vadă și un videoclip, pentru că na, e altceva când vezi o poză și altceva când vezi un videoclip. Așa că tocmai de asta fac și acest video să o vedeți. Dar de ce muști? De ce muști, obraznico? De ce muști, obraznico, dacă e? A? Ia. Cine-i pe acolo pe dedesubt? Cine-i pe dedesubt? Ia uite, ai grijă. Ai grijă că e pe sub tine. Este și foarte fioroasă, să știți, pentru că este o războinică, iar în momentul în care o enervezi, s-ar putea să te muște. Uite, așa ceva de genul ăsta mușcă ea. Este foarte rea, foarte, foarte periculoasă și când nu-i convine ceva, mai miauna câte un pic. Ia uite-o luptătoarea. Ce faci Elsa, mămică? Ce faci acolo? Ești luptătoare tu? De oricât de mult ar mușca, ea tot vine la tine și te linge după aia. Pentru că e pur și simplu să joacă, știi? Și vrea să-ți arate faptul că se joacă și să nu iei în serios în momentul în care te mușcă. Ea crede că nu o vede nimeni, deci uitați-vă și voi la fața ei. Deci poți să zici ceva de fața asta așa inocentă? Poți să zici ceva de fața asta așa inocentă? Nu poți. Ia uite-o. Ia uite-te la ea. Dar momentan are o fascinație foarte mare cu perdelele. I-am luat diferite jucării să își ascute ghearele pe ele și tot felul, dar momentan perdelele sunt cele mai minunate chestii existente în viața ei, așa că sper să se dezvețe de obiceiul ăsta, pentru că nu e chiar ceva plăcut, dar hai, ieși afară de acolo, auzi? Tu auzi ce zic eu? Zi? Odată ce ai chemat specialistul, n-ai probleme, adică vine și îți repară tot, fără nicio problemă. Ia uitați-vă, verifică masa, să vadă dacă totul e cum ar trebui să fie. Nu, doamne, nu, bă, alo, nu pe bureții mei. Cine mai exact te-a pus să te duci acolo? Are față, deci, tot timpul are față de nevinovată, încât n-ai cum să zici ceva, efectiv, de fiecare dată, dacă face vreo poznă, n-ai cum să te superi pe ea, deci nu ai cum să te superi pe ea, uitați-vă și voi ce bățucă are. Este și foarte periculoasă, după cum observați, opa, ce a venit, uliu, e bestia naturii, uliu, uși. Opa, calmează-te. Ia uite, opa. Opa, ou. E periculoasă, eu v-am zis, e o bestie necontrolată. Ia uite-o. Ia uite-o. Hop. Vezi că vin. Ai grijă.
Ai grijă, pregătește-te. Ca idee, are pătuțul ei propriu, dar preferă să doarmă în pat cu noi. Deci nu cred că a stat în pătuțul ăla o singură dată. N-am văzut decât dacă am pus-o eu în pătuț. În rest, ea s-a decis că va dormi în pat cu noi. În fiecare seară știe ce are de făcut, vine în pat, se culcă, n-a nicio treabă. O mai apucă așa nebunia și mai agață pe aici patul, dar în general e destul de ok. Vezi că acum am mai trecut puțin de când am filmat primele părți ale acestui videoclip și acum e la stadiu de somn. Deci acum, v-am zis, este super adormită, n-ai treabă cu ea, poți să-i faci ce vrei, nu te bagă în seamă, săraca nu mai poate de somn. Bine, dacă îi faci ceva de genul ăsta, cred că se ia de tine? Nu se ia de tine. Deci vine și te linge? Sau? A, nu te linge, te mușcă. Acum te linge. E foarte simpatică, nu știu, eu ador pisicile, ador și câinii și pisicile, dar v-am zis, mi-am dorit foarte multă vreme un Scottish Fold și asta este Scottish Fold cu năsucul, vezi că are năsucul gri, urechiușile sunt gri și la codiță, o să vedeți că la codiță mai are puțin de gri, cam așa e și la lăbuțe puțin de tot, dar rest este un fel de alb cu un piculeț de gri. N-am văzut pisicuță cu boticul gri, de obicei are boticul roz, știi, dar iată, așa este el, are boticul ea, acolo are și niște gheruțe, abia încep să-i se facă și gheruțele, nu are dințișorii foarte bine făcuți, să zic așa, pentru că dacă te mușcă nu prea te doare sau ceva de genul ăsta, bine că nici nu apasă, știi, ca să zici că ceva, dar ea în somn are instinctul să te lingă, uitați-vă și voi. Dacă vă vine să credeți așa ceva, ia în somn asta face. O lăsăm să mai doarmă puțin și revenim un piculeț mai târziu. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce face Elsa acolo? Să uită la mine și lasă-mă în pace, că nu vreau să mă trezesc, vreau să mai dorm. Lasă-mă! N-am chef de... Nu vreau să mă duc la școală! Hai, lasă-mă o secundă! Chiar nu înțeleg ce poziție este asta, adică... Ca să înțelegeți și voi cum stă, este ieșit în afară, ok? Avem un picior ieșit în afară și anume acesta, avem o lăbuță ieșit în afară și anume aceasta, dar unde este corpul? Eu n-am mai văzut așa ceva până acum. Băi, ești bine? Ești bine? Ce-i cu poziția asta la tine? Tu mare și coada pe afară. Și pața îi zice, nu sunt impresionată deloc. Lasă-mă să dorm. Ne cam intrat pe dedesubt. Na, ce zici? Ia, intră pe dedesubt. Mamă ce m-am enervat. Nu se mai vede deloc, săraca. Urechiușa? Măi, urechiușa, ce faci acolo? Ce faci tu acolo? Alo? Nu mușca perna! Măi, e perna ta, ai adus-o de acasă cumva? Vreau să știu, ia de drum la perna asta, hai! Ce faci, mă, acolo? E dacă las perna asta, uite-se-vă la ea! Dă drumul la perna! Doamne! Doamne! Nu ți-e rușine? Nu ți este rușine de ceea ce faci? Zici și mie! Are treabă, a început spălatul, gata, până aici a fost distracția. Ce faci acolo? Băi, ce faci acolo? Acum te prefaci că n-ai făcut nimic, așa e? Te prefaci că nu faci nimic. Te văd ce faci, na, șmecherul. Lasă, hai, pleacă de aici, pleacă de aici. Alo, pleacă că mă joc. Pleacă că mă joc, auzi? Pleacă că mă joc. N-ai tu treabă. N-ai tu treabă aici. Hei, alo? E pe supătură. Ia uite-l. Prinde-l. Ai grijă că îți scapă. Îți scapă dacă zic. Ia uite-l. Ia uite-l. Acum e în partea cealaltă. Acum e foarte, foarte jucoș și e la ora de jucat acum, ca să înțelegeți voi care-i șmecheria. Și orice îi face, ea se va juca
te va mușca, bine, nu mușcă ca să înțelegeți, e așa, o joacă mai degrabă, dar orice îi face, orice îi zice acum, este foarte, foarte jucăușă. Hai, hai mă, te bat, să te bat, să te bat, iată. Și când ea crede ea că nu are nicio șansă, se retrage și fuge. Dar acum se pare că m-a prins. Ah! Muști! Muști, a? Și cam atât a fost cu episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți episoade cu el, să nu uitați să apăsați acolo butonașul de like. Găsiți și pe Instagram-ul meu și pe Instagram-ul pisicii poze cu Elsa și filmulețe dacă vreți să o vedeți de mai multe ori așa. Și puteți să ne dați acolo un follow și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!